La UF Motru au fost anunțate restructurări, iar uzina va funcționa în continuare cu 85 de salariați. Am stat de vorbă și cu domnul Ciurel și cu alți directori de la Compania Energetică Oltenia. Sunt convins că au soluțiile dumneavoastră le-au găsit și știu ce e mai bine pentru UF Motru. Ar fi bine și pentru cei 46 de salariați care spuneți dumneavoastră că vor fi disponibilizați, să găsească o soluție ori la Minpres sau în alte părți, că Minpres are nevoie, chiar v-am văzut ieri în presa locală, unde domnul director George spunea că nu vor mai intra niciodată în fără plată. Reprezentantul guvernului în teritoriu are adus în discuție și soluția pe care o propune pentru salvarea celor două societăți și implicit a locurilor de muncă, fuziunea UF Motru cu Minpres. Cea mai bună soluție pentru cele două societăți este să unească, deoarece UF are și alte domenii de activitate care nu se implicează cu cel la Minpres și împreună ar putea face treabă bună, cum și la Compania Energetică Oltenia. Vă spuneam că mixul energetic este o soluție de viitor pentru sistemul energetic. Să se unească cu hidroelectrica, să facă acel mix energetic, la fel și la Impres cu UF Motru, eu cred că împreună ar putea face lucruri mai bune. Uzina se confruntă cu probleme financiare, iar de la 1 mai peste 30 de angajați vor fi disponibilizați. Directorul UF Motru, Ilie Petrescu, spune că oamenii au primit salariile la zi. Am dat salariile la oameni, suntem la zi cu salariile. N-am putut să dăm prima de vacanță pentru că nu prima de Paște, cum să zice, tichetele cadou, deoarece nu ne-am putut permite în perioada asta să financiar, să dăm, dar am dat salariile. Nu poate să-și mai permită situația. Iar eu vreau să țin unitatea pe linia prutile și să fie pe un coeficient pozitiv ca să rezistăm pe piață. Programul e făcut cu 1 mai. Suntem în procedura la ITM și AGFM, noi am trimis adresă și la sindicate și acum suntem în perioada de procedură. De asemenea, UF Motru are datorii de 3 miliarde de lei vechi către finanțe și alte 2 miliarde de lei vechi, reprezentând drepturile câștigate în instanță de salariați de pe vremea vechii conduceri.